un călugăr se chinuia pe patul suferinței, zecea pe patul suferinței de peste 30 de ani. Chinuindu-se cumplit, neîncetat cerea Domnului ca să îl descătușeze de această grea suferință care îl măcina sufletește și trupește. Și cu o cerea Domnului în rugăciune ca să-l slobozească din această lume și să-l treacă la veșnicele cașuri neîncetat se ruga cu lacrimi ca Domnul să-i dăruiască un sfârșit creștinesc cât mai devreme pentru a se elibera de această suferință cumplită, fiindcă zăcea, așa cum v-am spus, de peste 30 de ani pe patul durerii. Și Domnul s-a milostivit și l-a trimis pe îngerul său, însă l-a științat înainte. Iată, pentru a-ți ispăși păcatele grele pe care le-ai săvârșit, înainte de intrarea ta în cinul monahal, Dumnezeu a hotărât ca să-ți prelungească suferința cu încă 30 de ani. S-a fricoșat că lucrul și a spus nu se poate. Încă 30 de ani de suferință nu cred că îi pot purta, nu cred că îi pot duce. Bine, dar atunci, iată, Dumnezeu îți oferă posibilitatea ca să-ți ca să ispășești acest timp de pocăință în întunericul cel mai din afară în iad și să stai trei ceasuri. Ei, trei ceasuri, comparativ cu 30 de ani pe pământ, mai bine să merg trei ceasuri și să scap cât mai repede de această suferință. Și a fost dus de către înger în întunericul cel mai din afară, și lăsat acolo, în văpaie și în întuneric, și a început să se chinuiască cumplit sărmanul călugăr. Și au trecut un ceas, au trecut două ceasuri, au trecut trei ceasuri. După ce o la lui, au trecut 30 de ani și el desnădăjduit după ani și ani de așteptare ca să vină îngerul să-l slobozească și să-l mute în împărăția cea veșnică, în raiul desfătării, a început să strige cu o sârdie către Domnul, Doamne, mai părăsit! Neîncetat striga, Doamne, mai părăsit! Însă la un moment dat a văzut o luminiță care a devenit tot mai puternică, iar îngerul s-a apropiat de sermanul călugăr care se chinuia în văpaia iadului și i-a zis, Dragul meu, după socoteala ta au trecut 30 de ani, dar nu a trecut decât un ceas de când te-am lăsat aici. Și călugărul s-a gățat de aripile îngerului și a cerut cu o sârdie Domnului să se milostivească spre el și să-l mai lase încă 300 de ani pe pământ în acel chin, numai ca să nu mai fie acolo, în întunericul cel mai din afară, și în văpaia cumplită a iadului. Și într-adevăr s-a trezit din vis și a văzut că trecuse un ceas, s-a uitat la orologiu pe care l-avea în chilie și a văzut că a trecut doar un ceas de când a dormit. Și acum o istorioară despre bucuria cea veșnică pe care Domnul ne-o pregătește în raiul desfătării, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pre mei, acum la Dumnezească liturghie, în duminica 22-a după Rusalii, s-a citit pericopa evanghelică despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne prezintă această parabolă rostită de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, înfățișându-ne mai întâi bogatul care se desfăta în toate zilele vieții sale, îmbrăcat în haine scumpe, în porfire și în vison, erau două stofe foarte fine și foarte scumpe, din care își confecționau hainele bogații în acele vremuri și se veselea în chip strălucit în toate zilele vieții lui. Acest bogat se vede că nu era tiranic. Singura lui vină pentru care a fost osândit la chinurile cele veșnice a fost că nu compătim ea cu cei chinuiți cu cei sărmani, cu cei săraci care se chinuiau în văzul lui. Era și un sărac laser care zecea la poarta casei sale, ne luat în seamă și dorea să se sature cu rămășițele care cădeau de la masa stăpânului său, însă nu le avea și cei care îl compătimeau cu adevărat erau necuvântătoarele. Câinii erau în tovărășia lui și îi lingeau bubele de pe trupul său. Trupul lui Lazar era, era plin de bube, nu avea ce să mănânce, iar câinii de asemenea nu aveau ce să mănânce, ci îi, îi lingeau bubele pline de puroi ale sărmanului Lazar și cu acestea se săturau și necuvântătoarele. Și a murit Lazar și a fost dus de către îngeri sufletul său în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat și se chinuia în văpaia focului iadului. Și chinuindu-se cumplit acolo, a văzut de departe pe laser care se odihnea în sânul lui Avram. Și a strigat cu toată osârdia către părintele Avram, spunându-i, fie milă de mine și trimite pe Lazar ca să-și înmoaie degetul său în apă și să-mi limba, căci mă chinuiesc cumplit în această văpaie. Iar Avram i-a răspuns, iată, tu ți-ai primit pe cele bune în această viață, iar Lazar pe cele rele. El aici se mângâie, iar tu te chinuiești. Părinte Avrame a înțeles, însă s-a gândit cu compătimire acest bogat care se chinuia în văpaia iadului la cei rămași pe pământ. Și i-a spus, Părinte Avrame, iată, trimite pe Lazar la casa mea, la casa tatului meu unde am cinci frați, ca să se pocăiască și să nu ajungă și să se chinuiască în văpaia iadului. Iar Avram i-a spus, au pe Moise și pe Provroci, fiindcă iată, între noi și voi s-a întărit prăpaste mare și nu putem trece de la unul la altul. Însă bogatul nemilostiv nădăjduia că măcar, Lazar îi va îndrepta pe frații săi, pe cei cinci frați care trăiau așa cum a și el în patim și în desfătări și nu dorea ca să ajungă în acel loc de chin, niciunul din casa lui. Și după ce Lazar l-a încredințat pe acest bogat nemilostiv care se chinuia în văpaia focului că cei de pe pământ au pe Moise și pe proroci, acesta s-a justificat și a spus că dacă cineva se va ridica din morți și va merge pe pământ, aceștia vor asculta de el. Însă dreptul Avram i-a spus, nu vor asculta de cineva care va merge de aici pe pământ dacă nu ascultă de Moise și de proroci. Așadar, preiubiții mei, inima învârtoșată greu poate fi străpunsă Deharul Harul Dumnezeiesc. Iată, noi vestim neîncetat, cu timp și fără timp, cuvântul adevărului, în Hristos și în biserică. Și vă îndemnăm să mergeți pe calea mântuirii. Însă, cel care are inima împietrită, înger din cer dacă s-ar pogorâ. Cei răposați dacă s-ar pogorâ aici pe pământ și le-ar vesti cuvântul adevărului, nu ar crede însă numai Dumnezeu poate străpunge inima împietrită și o poate lumina și o poate încălzi și o poate domoli. Prebiții mei, iată, vedem și înțelegem că săracul Lazar și-a purtat cu demnitate și resemnare condiția crucii de om bolnav și lipsit aruncat ca un gunoi uman la marginea societății. Cu toate că viața lui a fost plină de chin și suferință, el avea o liniște lăuntrică pe care nu o avea bogatul nemilostiv. Vă întrebați acum cum să fi avut el, care era atât de chinuit pe pământ, liniștea lăuntrică. Avea această liniște lăuntrică, scump frate și scumpă soră, deosebită de bucuria aparentă acestui bogat, care cu toate că se desfăta trupește, nu era un om fericit. Însă Lazar, cu toate că era singur și abandonat de cei din jur, fără niciun prieten și fără nimeni din familia sa, doar întovărșia câinilor, el și-a păstrat demnitatea și libertatea. A fost sărac și lipsit, însă a fost demn și liber și liber și demn s-a mutat la Domnul primind un colțișor de rai. Ceea ce ne arată, scump frate și scumpă soră, faptul că liniștea lăuntrică și bucuria lăuntrică ne este dată de o conștiință curată și de asumarea crucii noastre. Lazar a avut o conștiință curată și neîncetat a mulțumit a tot milostivului Dumnezeu. El privia cu detașare și înțelegere la desfătarea nesăbuită a bogatului nemilostiv. De ce privia cu detașare și înțelegere? Ne întrebăm acum, fiindcă el a înțeles că bunurile acestea pământești sunt vremelnice, toate sunt o iluzie, nu acestea sunt adevărul vieții și nici desnodământul ei. Toate acestea sunt trecătoare și avea o mulțumire sufletească înaintea lui Dumnezeu, fără să îl invidieze și fără să îl urască pe bogatul nemilostiv. Deseori se întâmplă ca mulți dintre noi, pe lângă orice suferință, sufletul să se umple de frustrare, de invidie, de răutate, de mânie și de resentiment. Deseori se întâmplă, însă sufletul lui sărmanului Lazar nu a fost măcinat de aceste gânduri și de aceste simțăminte. El și-a purtat cu demnitate și resemnare crucea până la sfârșit și răbdând și iubind și compătimind pe cei din jurul său, a dobândit și desfătarea raiului. Ceea ce ne arată, scump frate și scumpă soră, că el și după ce s-a strămutat la veșnicele lăcașuri, era dispus, dacă Dumnezeu binevoia, să treacă peste această prăpastie atât de adâncă, să-i aducă alinare, să-i aducă mângâiere, să-i aducă bucurie acestui bogat nemilostiv, care nu a arătat mânghiere și dragoste și grijă față de confratele său care zăcea la poarta casei sale. Preubiții mei, iată în această parabolă evanghelică, ni se vorbește despre bucuria comuniunii în rai, dar și despre chinurile cumplite ale celor care sunt în întunericul cel mai din afară. Și acum la final, Aș vrea să vă transmit două istorioare pe care eu însumi le-am auzit încă din copilărie și deseori le transmit atunci când se citește această pericopă evanghelică a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar la Dumnezească Liturghie. Prima istorioare se referă la chinurile iadului. Un călugăr se chinuia pe patul suferinței, zăcea pe patul suferinței de peste 30 de ani chinuindu-se cumplit, neîncetat cerea Domnului ca să îl descătușeze de această grea suferință care îl măcina sufletește și trupește. Și cu o cerea Domnului în rugăciune ca să-l slobozească din această lume și să-l treacă la veșnicele lăcașuri. Neîncetat se ruga cu lacrimi ca Domnul să-i dăruiască un sfârșit creștinesc cât mai devreme pentru a se elibera de această suferință cumplită, fiindcă zăcea, așa cum v-am spus, de peste 30 de ani pe patul durerii. Și Domnul s-a milostivit și l-a trimis pe îngerul său, însă l-a științat înainte. Iată, pentru a-ți ispăși păcatele grele pe care le-ai săvârșit, înainte de intrarea ta în cinul monahal, Dumnezeu a hotărât ca să prelungească suferința cu încă 30 de ani. S-a înfricoșat că lucrul și a spus: Nu se poate. Încă 30 de ani de suferință nu cred că îi pot purta, nu cred că îi pot duce. Bine. Dar atunci, iată, Domnul îți oferă posibilitatea ca să-ți ispășești acest timp de pocăință în întunericul cel mai din afară în iad și să stai 3 ceasuri. Ei, 3 ceasuri comparativ cu 30 de ani pe pământ. Mai bine să merg 3 ceasuri și să scap cât mai repede de această suferință. Și a fost dus de către înger întunericul cel mai din afară și lăsat acolo în văpaie și în întuneric și a început să se chinuiască cumplit sărmanul călugăr. Și au trecut un ceas, au trecut două ceasuri, au trecut trei ceasuri, după cotea la lui au trecut 30 de ani și el deznădăjduit după ani și ani de așteptare ca să vină îngerul să-l slobozească și să-l mute în împărăția cea veșnică, în raiul desfătării, a început să strige cu o sârdie către Domnul. Doamne, mai ai părăsit! Neîncetat striga, Doamne, mai ai părăsit! Însă, la un moment dat, a văzut o luminiță care a devenit tot mai puternică, iar îngerul s-a apropiat de sămanul călugăr care se chinuia în văpaia iadului și i-a zis, dragul meu, după socoteala ta, au trecut 30 de ani, dar nu a trecut decât un ceas de când te-am lăsat aici. Și călugărul s-a gățat de aripile îngerului și a cerut cu o sârdie Domnului să se milostivească spre el și să-l mai lase încă 300 de ani pe pământ, în acel chin, numai ca să nu mai fie acolo în întunericul cel mai din afară și în văpaia cumplită a iadului. Și într-adevăr s-a trezit din vis și a văzut că trecuse un ceas, s-a uitat la orologiu pe care l-avea în chilie și a văzut că a trecut doar un ceas de când a dormit. Și acum o istorioară despre bucuria cea veșnică pe care Domnul ne-o pregătește în raiul desfătării. Tot despre un călugăr este vorba care neîncetat citea la psaltire, și nu înțelegea versetul al patrulea din psalmul 89. Că o mie de ani înaintea ta, Doamne, sunt ca ziua de ieri și ca straja nopții. Este vorba de relativitatea timpului. Dar el nu înțelegea acest lucru și se gândea cum înaintea Domnului o mie de ani să fie ca ziua de ieri și ca straja nopții. Și neîncetat cerea Domnului ca să lumineze și la un moment dat după slujba privegherii, el a rămas în rugăciune, în biserică și s-a pogorât din văzduh la ușa bisericii o pasăre măiastră. Și a început să cânte o cântare nepământească, cerească. El a ieșit din Sfântul Lăcaș, s-a îndepărtat în, în pădurea de alături și a ascultat în extaz această pasăre care s-a dovedit a fi un heruvim în aripat, venit din înaltul cerului, ca să îi cânte această cântare cerească. Iar călugărul a ascultat-o în extaz. Lui s-a părut că a stat vreme de un ceas în pădure, însă când a revenit la poarta mănăstirii, totul era schimbat. Mănăstirea era mult mai veche decât o lăsase în urmă cu un ceas, porțile erau închise, a bătut la poarta mănăstirii, însă portarul era un străin, nu-l cunoștea. S-a prezentat cineste, nici portarul nu-l cunoștea pe călugărul care spunea Că face parte din opște. Și a început portarul să-l întrebe amănunte: Dar cine este stareț? starețul este părintele acesta. Și apoi a înțeles că starețul de care vorbea călugărul era un stareț care cărmuise mănăstirea în urmă cu 30 de ani. Și s-a minunat portarul, și l-a crezut pe călugăr, a chemat pe stareț, a chemat întreaga opște. Și călugărul a spus ce i s-a întâmplat. Au căutat în arhiva mănăstirii și l-au găsit pe călugăr în acele catastife. Și cum toți cei care vețuiseră în mănăstire erau trecut și cu data decesului acolo în arhivă, în dreptul numelui său s-a pus această însemnare. Într-o seară, acest călugăr a ieșit. Pe poarta mănăstirii. A plecat în pustie, s-au plecat în altă parte, însă noi nu am mai dat de urma al sa. Și cu toții s-au minunat și au înțeles ce înseamnă Comuniunea cea veșnică, și faptul că, înaintea lui Dumnezeu, o mie de ani, sunt ca și o clipă. Așadar, veșnicia ascunsă într-o clipă să o dobândim scump frate și scumpă soră și să rugăm pe Domnul Dumnezeu nostru să ne dorească tuturor un colțișor de rai. Amin!